Acest video este sponsorizat de site-ul u2key.com. Pe acest site puteți găsi Windows 10 Pro și Home la prețuri foarte bune și, bineînțeles, dacă veți folosi codul meu promoțional TUT1, veți primi o reducere de 38% la orice Windows pe care îl cumpărați. De asemenea, mai aveți două coduri de reducere care sunt TUT2 și TUT3, 30% respectiv 15% pentru Office 2019 și Office 2016. Aceștia au cam toate metodele de plată posibile, trebuie doar să vă puneți un e-mail, un mesaj dacă vreți și puteți face plata fără probleme. Toate linkurile precum și codurile promoționale le veți avea în descriere. Hai să trecem la video. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. Astăzi vom analiza un nou scam care circulă pe Discord. Pentru cei care nu știți, pe Discord circulă o grămadă de scamuri, foarte, foarte multe scamuri care au legătură cu Bitcoin sau cu monede virtuale. Așa că o să luăm astăzi un tip de scam de genul acesta, îl analizăm puțin, vedem unde e scamul și ce se întâmplă. Am primit de la It's Just Zop și mulțumesc pentru asta un cod de acest scam pe care el l-a primit de la un alt utilizator de pe Discord și am chiar aici pe ecran ce a primit el. Vedeți și voi, a primit de la acest utilizator care se numește BrockLen3004 acest mesaj: Coin Riz Winter Giveaway. Un giveaway de iarnă, aparent. A fost ales random, da, tot timpul câștigătorul e ales random și a câștigat 0,61 Bitcoin, da? Dacă o să mă duc eu pe Google acum și caut 0,61 BTC în euro, o să vedem că este undeva pe la 9.400-9.500 de euro, aproximativ 10.000 de dolari. Și avem aici un tutorial cum să ne înregistrăm pe site, să activăm codul promoțional aici, fără probleme. Bineînțeles, am pregătit o mașină virtuală și ne uităm imediat despre ce este vorba și avem aici și suportul lor. Ok, îi mulțumesc încă o dată lui It's Just Zop pentru acest mesaj scam pe care l-a primit el și mi l-a retrimis mie ca să-l analizăm, așa că hai să intrăm pe mașina virtuală. Bun, suntem acum pe mașină virtuală, am aici o mașină virtuală curată, nouă, ca să putem intra pe acest site, așa că o să copiez linkul, intrăm pe Microsoft Edge ca să vedem despre ce este vorba și eu sunt destul de curios. coinriz.com. Acesta este site-ul. Vedeți și voi că site-ul ăsta arată binișor, adică nu e un site pe față, scam, știi? Uite, dacă ne ducem mai jos, totul pare cât de cât în regulă. Dar la site-urile astea, tot timpul, care-i treaba? Trebuie să verifici rețelele sociale, să vezi cât de activi sunt pe rețelele sociale. E clar că site-ul ăsta n-are rețele sociale sau ceva de genul acesta. Uite, au și niște butoane download on the App Store, download on Google Play. Nu funcționează acele butoane, clar. De asemenea, dacă mergem noi, va trebui să ne facem un cont oricum. About us, ia să vedem. Ok, au și program de referral. Interesant, deci practic poți să-ți faci și programe de referal, nu știu ce. Chestia este că cel mai probabil site-ul ăsta e o schemă piramidală în care oamenii investesc bani și nu și mie primesc înapoi niciodată, doar cei care sunt sus de tot în acea schemă pot să-i mai primească. Nu știu exact despre ce este vorba, dar haideți să vedem în mare parte în ce constă schemul pe care l-am primit noi pe Discord, pentru că cel mai probabil cel care a trimis schemul folosește acest site pentru a aduna referali, da? În ideea că poate face și el niște bani. Haideți să ne facem un cont, îi dăm click pe login și dăm aici sign up și ne băgăm un e-mail. Hai să intrăm pe temp mail. Avem aici mailul nostru, frumos, ne punem o parolă 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. Fiți atenți, am pus o parolă 1, 2, 3, 4, 5 și nu ne avertizează cu absolut nimic. E ok parola pentru ei. Pe un site care se respectă, un site care nu e scam, tot timpul vei primi o avertizare cum că parola este prea simplă și să-ți pui o parolă mai complicată, pentru că un site care se respectă îi va păsa și de datele utilizatorilor de pe el, practic. Hai să dăm click pe registration, probabil că vom primi un e-mail de please check that you are visiting. Ok, deja ni l-a activat, cred că nici e-mail nu mai trebuie să primim. Cred că ne-am și logat direct. Da, ne-am logat direct. Da, deci site-ul ăsta seamănă cu alte site-uri pe care le-am mai văzut eu. Dar hai să vedem unde ne băgăm noi aici not verified. De ce sunt not verified? Acum sunt foarte curios unde punem noi acel registration code sau promo code. Și activăm promo code-ul. Activate code și copiem codul acesta. Îl copiem, bam, bam. Și dăm click pe activate code. Credited 0.61 BTC. Deci practic avem 0.61 Bitcoin. Undeva pe la 10.000 de dolari. Nu e mare filozofie, nu e mare chestie. Mergem la balance și putem da click pe withdraw, pentru că avem 0.61 BTC, da? Trebuie să punem adresa BTC, bun, și dăm click pe withdraw. Hai să vedem withdraw, withdrawal address. Avem și un fee, amount. Hai să punem tot amount-ul, 0.61. Avem și, da, iau și ei o taxă, nu știu ce, withdrawal address. Să luăm aici o adresă de Bitcoin ca să vedem cam cum ar arăta. Uite, de exemplu, avem aici un exemplu, da, uite, avem, hai să intrăm. Uite, de exemplu, avem asta, o punem aici și ia să vedem. Withdrawal request. There are not enough funds on the balance sheet.
Păi stai un pic, care e faza? Ia să dăm un mesaj la suport, pentru că au și pagina de suport, ia să vedem. Poate și vorbim cu ei, cine știe. Trimitem aici, să vedem dacă avem new ticket, email, language, category, withdraw. Uite, au deja pregătit asta. Ia să vedem topic. I'm not a robot. Ok, verify și send. Le-am trimis și tichetul, așteptăm să ne răspundă, așteptăm ceva timp, nu știu cât așteptăm, dar vedem, așteptăm, nu e problemă. Am intrat din nou pe site-ul ăsta ca să copiez cheia și să văd exact ce eroare mi-au spus băieții. Ia să vedem. New user, your balance have been frozen until you make a deposit of 003 BTC. You need to make a first deposit protection from bots. Da, sigur. Noi tocmai am câștigat giveaway-ul și se protejează de boți. Foarte, foarte tare. Cât înseamnă 003 BTC? 469 de euro, nu e foarte mult. Doar 400 de euro trebuie să încarci pe acest site și apoi poți să scoți 10.000 de euro. E foarte, foarte simplu. Deci nu e un schem mare, pierzi doar 500 de euro, dar scoți după aia nimic. Asta e chestia, da? Deci cam astea sunt schemurile pe Discord care au legătură cu monedele virtuale. Sincer, nu cred că site-ul ăsta e legit, adică nu cred că face ceea ce spune, chiar dacă spune că face tot felul de transferuri, clar nu e, pentru că sunt chestii foarte ciudate pe site-ul ăsta, multe chestii care lipsesc, foarte multe butoane care nu funcționează, deci din punctul meu de vedere 100% este scam și faptul că te pune să bagi bani înainte ca să scoți premiul câștigat de la un giveaway 10.000 de dolari, hai să fim serioși. Cel mai probabil băieții nu o să răspundă, pentru că da, sunt și din Rusia, adică e clar, reîncărca site-ul în rusă, nu mai contează. Mi se pare că am mai făcut un video în trecut cu un site foarte asemănător cu acesta, foarte, foarte asemănător și era gen cam aceeași chestie cumva, deci e clar. E clar despre ce este vorba. Cam asta a fost schemul despre care am vorbit în acest video. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent, știți toată povestea. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul tutorial gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!